Bună ziua, dragi părinți și copii! Bine ați revenit într-o nouă emisiune Suflet de Copil! Astăzi vom avea parte de numeroase activități creative, iar la final vă vom întâmpina cu o surpriză specială. Vom lucra diferite obiecte care pot fi dăruite copiilor de ziua lor sau pur și simplu să le oferim pentru a-i învăța cât de ușor putem să facem fapte bune și să-i bucurăm pe cei din jurul nostru. Prima dată vreau să vă invit în lumea olăritului. În această parte veți observa cât de implicate au fost fetițele noastre în această activitate. Alături de Ghercuz Diana, ele au învățat cum se poate crea o căniță din lut și cum se poate picta aceasta. Însă nu doresc să dezvălui prea multe, așadar vă recomand să urmăriți materialul. Meșteșugul olăritului avea în primul rând un rol practic, dar ceramica este folosită și în scop decorativ în construcții sau pentru anumite ritualuri. Locuința țărănească cuprinde o varietate de vase de lut, oale, ulcioare, căni, străchini, ciupuri, blide, oale pentru ținut laptele, oale enorme în care se pregătea mâncarea pentru sărbătorile religioase, vase pentru flori, statuete, fluiere, jucării, etc. Conform unei definiții clasice, brandul nu e ceea ce spui tu că ești, ci ceea ce spun alții despre tine. Vasele olarilor noștri spun de multă vreme peste hotare povestea țării din care provin și nu e de mirare că prin acest meșteșug suntem identificați ca popor în toată Europa. Ceramica românească are marele noroc de a fi fost păstrată intactă ca meșteșug de sute de ani. Așa se face că în centrele vechi de olărit ale țării, vasele sunt realizate și acum, la fel ca la începuturi. Tocmai ce am poposit la atelierul de olărit din Săbăoani, unde am fost întâmpinați cu brațele deschise de Ghercuz Diana, cea care ne-a dezvăluit multe dintre tainele olăritului, despre care se spune că este unul dintre cele mai frumoase daruri de la Dumnezeu. Oare de ce se spune asta? Pentru că, pur și simplu, natura se metamorfozează în art. Prin obiectele din ceramică ne apropiem cel mai mult de divinitatea care a creat cele patru elemente, pământ, apă, foc și vânt, pentru ca din aceste ingrediente omul să lucreze cu ceramica. Atunci când pământul este amestecat cu apă, mâna omului îi oferă o anumită formă și se creează un obiect solid, focul apoi îl transformă într-un obiect cu o formă finală, cum ar fi un vas sau o farfurie, iar vântul ajută la încheierea procesului cu succes. Ca să facem cănița? Păi depinde, hai să-ți explic. Acest proces pe care noi tocmai l-am început pentru a ne face câte o căniță în seara asta personalizată, să știți că va dura puțin, pentru că este lucru manual, da? Munca asta se deosebește foarte mult de produsele care ies din fabrică. Așadar, munca noastră, deși este un pic mai grea, este mult mai valoroasă. Ca și timp, hai să spunem 20 de minute. E mult? Nu? Nu. Bine, hai la treabă. Ce culori vom folosi pentru a picta cărița? Să știi că întrebarea ta este una foarte bună. Nu vom folosi nici acuarele cu care desenăm la școală, nici carioci, nimic de genul ăsta. Hai să-ți povestesc. Uite, vezi glazurile alea de acolo? Să știi că astea sunt niște glazuri aduse din afară, nu dăm nume, da? Sunt niște glazuri mai speciale. Practic este un praf de sticlă care, la o temperatură foarte ridicată, și anume începând de la 940 de grade, acestea se lichefiază și devin smalț, tocmai ce vedem noi acolo. Da? Ce culori crezi că ai vrea să folosești pentru cana ta? Pentru cana mea vreau să fac modele așa, populare. Populare? Vai, ce frumos! Știi să pictezi? Pictăm mult la școală și eu sunt prima din clasă care știe să picteze. Wow, ce frumos! Înseamnă că ești foarte talentată. Și o să ne demonstrezi și nouă ceva mai târziu? Abia așteptăm. Tu știi să pictezi? Da? Și tu ce vrei să pictezi pe cana ta? Niște floricele. Niște floricele. Wow, ce frumos! Așa mai de toamnă?
dacă toți suntem în sezonul ăsta de toamnă? Da, încercăm? Bine, eu sunt foarte curioasă să văd ce o să iasă din mâinile voastre în seara asta. Sunt foarte curioasă. Hai să-i dăm treaba aici, da? După ce Diana ne-a explicat toată procedura olăritului din atelier, le-a inițiat pe fetițe în a crea niște cănițe personalizate cu inscripția numelor pe ele, spunându-le că ceramica se schimbă în formă, stil și caracteristici, depinzând nu doar de perioada în care a fost creată, ci și de persoanele care le-au lucrat, Lorena și Larisa și-au dorit foarte mult să-și pună amprenta asupra vaselor pe care le-au creat. Una a pictat motive florale, alta tradiționale. Foarte simpatice, nu-i așa? După ce au modelat cănițele, acestea vor fi lăsate la usca câteva zile la umbră și apoi se vor arde în cuptoarele speciale după ce au fost în prealabil ornamentate și eventual smălțuite. Țăranul din vechime nu se înconjura de lucruri multe și strălucitoare. Obiectele lui erau puține la număr, niciodată pur decorative, impersonale, anorganice. Avea la îndemână lucrul viu al mâinilor lui care rostuiau materia, înnobilând-o prin efort și suferință. În acest sens, olăritul este o muncă obositoare ce necesită forță, îndemânare și cunoștințe deosebite. Și fetițele noastre au observat acest lucru, că este destul de grea etapa prelucrării lutului cât și a modelării vasului, însă partea artistică, pictatul, a fost o mare distracție. După ce am văzut prima căniță realizată, doamna Diana ne-a mai făcut un model, iar pe acesta trebuie să o ajutăm noi pe dumnea ei să îl realizeze. Ce cred, care spuneți voi că este următorul pas? După ce am făcut modelul căniței, cât și al fundului? Să-l modelăm. Să-l modelăm, dar până la modelat, ce a mai făcut doamna Diana? Era un secret acolo pe care eu l-am făcut. A folosit dumneai o unealtă. Ce a făcut cu acea unealtă? A lipit. Înainte de a lipi, unde a dat cu pensonul, a jucat un X și 0, da? Ce a făcut? A crestat pe margini al lutul, da? De ce? Și acum? Pentru că urmează să lipi. Bravo. Bravo. Vreți să vă ajut eu? Doar la asta? Deci doar să-l crestăm, da? Haideți că vă ajut eu la asta. Da? Deci lutul se crestează, uite. Hai să facem o cană pentru un stângaci, spre exemplu. Că e mai greu de realizat. Vedeți? Dacă am făcut una pentru tetaci, următoarea este pentru stângaci. Dacă tot putem să le personalizăm, nu-i așa? Haideți să încercăm să facem una pentru stângaci. Ia. Și cum facem lucrul ăsta? Ne uităm la foaie așa și ne imaginăm cam cum ar putea să țină un stângaci cana, corect? Cum vine mânerul, pe stânga sau pe dreapta? Pe... Dacă e stângaci? Stânga. Pe stânga. Pe stânga. Bravo. Și cum facem noi lucrul ăsta oare? O fi greu? Greu? Vai, hai să vedem cât e de complicat. Hai! Uite, ne imaginăm așa. Lăsăm asta aici, da? Și ne imaginăm așa. O cană. Da, exact ca și cealaltă, cu mânerul pe stânga. Dacă o lipim așa, o să vină așa, cu mâna stângă. E bine dacă aș face așa? E bine. Hai să continuăm. Thank you.
Dragile mele, cât cănițele noastre ori să stea la uscat, da? Noi o să ne apucăm și o să încercăm să pictăm ceva. Așadar, cu aceste culori pe care voi vi le-ați ales, da? O să încercăm împreună să realizăm câte un model pe aceste vaze deja arse, da? Hai să vă explic așa câteva lucruri despre aceste culori. După cum ați văzut aici, da? Avem un galben. Așa este? Da? Bun. Vedeți că este ca un fel de praf, un fel de vac, de fapt. Da? Uite. Acest praf o să se lichefieze și o să ajungă smalț. Este un galben? Da? Se vede că e galben. Hai să vă explic despre culoarea asta. Ce culoare credeți voi că e? E albastru. Albastru. Se vede albastru? E gri. Se vede gri, da? Deci nu putem spune că e albastru acum, așa? Dar, fiindcă v-am șoptit secretul mai devreme, da? Haideți să le spunem și telespectatorilor că acest gri, de fapt și de drept, este albastru. Va fi, va deveni albastru, exact. Această culoare, această nuanță de roșu puternic, de fapt și de drept va deveni roz. Roz, bravo! Iar acest roz pe care noi îl vedem aici va deveni roșu. Roșu intens. Foarte bine, asta este un roșu mac. Uite așa cum ai tu roșul ăsta foarte frumos pe eșarfă. Da? Iar aici, ce avem? Bun. Bun. Hai să trecem la treabă. Fetelor, v-a plăcut ziua de astăzi? Da. Vi s-a părut interesantă activitatea? Da. Ce v-a plăcut cel mai mult? Mie mi-a plăcut să fac cănițele și să pictez. Da? Și ție ce ți-a plăcut? Să fac doar cănițele. Să faci doar cănițele, dar partea cu pictatul nu? Amândouă. Păi uite ce frumoasă ți-a ieșit vaza ta, este foarte frumoasă, îmi place foarte mult. Te pricep de minune la pictat. Îmi place. Și ce ați învățat voi? Cum se fac cănițele? Sunt ușor de făcut? Uh-huh. Foarte ușor, nu? Doar că procesul durează un pic mai mult, nu? Da. Când veți crește mai mari, cu siguranță o să vă descurcați mult mai bine, nu? Da. Ați vrea mai târziu, când o să creșteți mai mari, să reveniți aici și să învățați mai bine, să faceți? Mi se pare o activitate interesantă? Da. Mă bucur foarte mult că v-a plăcut ziua de astăzi. Dragi copii, sper că v-a plăcut activitatea noastră de astăzi și de aceea ne dorim să ne urmăriți în fiecare luni de la 18:30 să vedeți emisiunea Suflet de Copil. Noi acum, în final, vă spunem la revedere! Dragi copii, v-a plăcut mica noastră activitate? Larisa și Lorena au plecat foarte încântate din atelier cu gândul de a dărui acele cănițe și vaze mamelor. Generozitatea este un concept abstract pentru copiii mici, dar o lecție importantă de predat de către părinți în educația și dezvoltarea lor. Cei mici pot învăța cel mai bine ce înseamnă și cum trebuie să fie generoși prin puterea exemplului. Iată câteva strategii utile prin care îi înveți ce înseamnă să ai un suflet mărinimos. Fii un exemplu pentru el. Fii chiar tu o persoană darnică și generoasă. Învață-l să dăruiască și să împartă jucării sau alte lucruri. Laudă-l și încurajează-l de câte ori micuț îl împarte sau dăruiește ceva. Acum vă invit la o altă activitate practică în care putem învăța cum să creăm diverse obiecte decorative ce le puteți dărui copiilor dumneavoastră. Dar să nu uitați că avem nevoie să învățăm mai degrabă să dăruiască, să limităm ceea ce alegem, să dăruim pentru a învăța să aprecieze ceea ce au, o familie, o casă călduroasă, haine și paturi confortabile.
se realizează oița. Se confecționează un șablon din carton după modelul oiței, apoi se copiază modelul pe o fâșie de carton alb. Se decupează modelul. La oițele din capete se lasă o margine de lipire, așa cum apare în șablonul atașat. Fața, gura, nasul, floarea și picioarele se decupează din cartoanele de culoare corespunzătoare. Se taie o fâșie îngustă din cartonul alb, se spiralează, înfășurându-o pe un băț de frigărui, după care se lipește pe cap. Se lipește fața pe cap, apoi capul pe oiță. Se desenează gura și ochii, apoi se lipește nasul. Luminița de pe nas se aplică cu vopseaua de cor albă. Picioarele se lipesc pe cor din spate. Se leagă șnurul de mătase pe gâtul oiței, apoi se prinde pe el floarea cu o perniță 3D. Se decorează urechea cu o floricică. Spiralele obținute cu perforatorul se lipesc pe corp. În final se lipesc oițele din margine una pe alta. Realizăm cățelușii jucăuși. Se confecționează un șablon după modelul câinelui, apoi se copiază pe fâșia de hârtie maro. Plierea fâșiei din hârtie în formă de acordeon se începe cu linia de înduire din stânga. Atenție! Toate înduirile se vor face cu o precizie. Se decupează modelul. Urechile se copiază pe hârtia ton maro deschis, apoi se decupează. Se trasează contururile cu carioca neagră și se desenează ochii și nasul. Marginile modelului se evidențiază cu creionul maro, așa cum se vede în imagine. Se evidențiază roșiața din obraș cu creionul roșu. Se lipesc urechile și șnurul din iută. Hârtia mătase se rupe în bucățele și se lipește pe sticlă cu lacul adeziv. Se recomandă folosirea unei pensule plate. Peste hârtia mătase se dă cu încă un strat de lac. Căței se lipesc după uscare. În centrul florii decupate cu perforatorul se lipește câte o pietricică autocolantă, apoi se decorează suportul pentru lumânare. V-au plăcut obiectele noastre decorative? Dacă răspunsul este afirmativ, atunci vă invit la un concurs. Trimiteți-ne o fotografie cu al dumneavoastră copil, cât și data nașterii acestuia, iar cea mai apropiată aniversare va fi sărbătorită cu toate acestea. Haideți să-i facem o surpriză frumoasă copilului! La revedere tuturor!